Buna. Nu! Păi de ce nu-mi sta asta activată, mă enervează. Ok. Deci pot să minez destul de multe chestii pe aici pe aici. Și cred că am găsit o chestie care mă duce mai jos și mai jos și mai jos și cred că ai fost tu deja pe acolo. Bă, bun, hai că mă pot de mine pe aici. Luăm și niște chestii importante care să văd. Pentru că n-am șmecherie de aia detectoare de minuni, cum ai tu. Și să mai întâmplă și chestii de astea. Și bine v-am regăsit fanii mei la un nou episod din Tony vorbește singur până vine Peach. Sperăm să vă placă episodul din această seară. Apropo, băi, știi? Asta și pentru Peach, în caz că mă aude de acolo de sus. Bă, Peach, am uitat să le spunem și noi la fani. Crăciun fericit. Deci, Crăcăciun fericit. Nu, de altă dată, mai sunt câteva zile și vine Crăcăciunul officially. Și ca să facem noi o chestie destul de interesantă, așa, mai interactivă, scrieți și voi în comentarii. Ce ați primit, mă, de la Moș Crăcilă ăsta? Așa e, Peach? Păi vezi că am dreptate. Da, nu vă speriați, eu și cu Peach suntem telepați. Adică nu trebuie să fie el neapărat în video ca să vorbesc cu el. Adică știu eu că undeva acolo mă aude, el mă aude, știți? Să nu-l subestimați niciodată pe Peach. O să mâncați o bătaie, știți cum? Îl cheamă pe leu. Să vă bat la cap. Da, dar chiar, poate câți fani între voi vă întrebați, bă, dar ce s-a întâmplat cu Ronnie? Ce s-a întâmplat cu Leo? Ce s-a întâmplat cu restul? E bine, dați-mi voie să vă spun că habar n-am. Pur și simplu nu mai sunt chiar așa de interesați cu filmările astea magice ale mele. Și na, având în vedere că ei nu sunt, sunt eu și cu Peach. Paici. Și de asta, de acum înainte, cam în, să zic și așa, următoarele mele jocuri multiplayer și tâmpenii, etc. O să filmez cu Peach. Fenomenal. Și cred că nici el nu s-a așteptat la chestia asta. Cred că acum plânge deja de fericire, nu-i așa, Peach? Păi vezi că am dreptate. Deci Peach acum plânge atât de tare încât îi vibrează frecvența aia de telepatie. Nu prea mult mai înțelege, dar eu știu că mă înțelege, nu-i așa, Peach? Păi da. Deja încep să cred că devin nebun. Ce chestie? Deja încep să cred că devin mai nebun, nu că... Și până acum am fost normal sau ceva de genul. Bun, acum lăsând glumă la o parte, oare Peach minează măcar? Sau... Ia să mă uit eu clar așa prin pereți. Dacă reușesc. Uite-l. Uop. Mare. Complicat. Mare și complicat. Ok. M-ai speriat, dracu, Peach. Se pare că nici chiar atât de telepat pe cât credeam eu. Ce fa, mă, te bate asta? Te bate. Te spart. Faci pe mutu. Bine. Mă duc eu să minez tu când îți termin problemele cu maica ta acolo pe fundal.
să mă anunți, o să te poți alătura în aventurile mele din vină. Da, deci, dragi fani, ne vedem cu pici peste câteva sezoane. Să vă anunț pe acum. Oare mai am ceva de zis? Să mă gândesc eu așa. Păi, în afară că e Crăcăciunul. Ah, uitați, o chestie destul de interesting. Bă, băieți, fete și băieți, fete și copii mici care vă uitați la emisiunea aceasta. Deci, practic, s-a terminat primul semestru de școală. Poate nu în momentul în care vizionați voi acest video, dar sigur s-a terminat, vă asigur. Ați rămas pe corigenți sau repetenți sau, mă rog, repetenți n-aveți cum că e doar prin semestru sau nu știu ce. Vă ieșiți vă o medie mare sau tâmpenii sau bla 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 bla. Asta așa că n-am ce face, știți? Doar să vă întreb eu acolo. Pici a rămas corigent la 14 materii din 13, deci e fenomenal băiatul. Faci imposibil. Ne, nu a rămas la nimic, ca nu vă speriați. Dar e peci. Păi cum credeți că facem noi la teste chiar dacă suntem la licee diferite? Telepatie, bă, băiatul. Telepatie. Și acum că stau și mă hotărăsc pe aici mai bine și voi cam destul la iron și tâmpenii și de alea, cred că o să mă întorc acasă doar pentru că nu e mina asta mai mare. Așa că nu știu de ce aș face cuariu pe aici acum. Cred că nu cred că o să-l fac. Sau mai vedeți cum arată, pe aici nu-i nimic. Hold un spider prin perete. Ah! Pac. Deci eu în momentul de față sunt mineri de modă veche cu pickaxe ăla. Nu cum are ăsta laser de minat, are ăsta laser de minat. Bă, peci, m-am uitat în capul tău adineauri și e cam gol. A, uite, cât de gol e. Nu mai moaca de tine. Ce dracu mai avem pe aici prin față? Hop! Uite un tin. De ce să-l irosim? Iron, 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 iron. Bom. Bom, 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 bom. Am sentimentul că am mai fost pe aici și am mai ratat câteva chestii, dar sigur nu am fost pe aici. Și nu cred că am stat prea mult pentru că rămăsesem fără viață din câte mi-amintesc eu. Acum nu mai contează. Zâmbăleu. Și totuși am ra... Aaaa, pa ce aducea gaura aia? Bun. Să vedem, să vedem. Să vedem dacă mai e ceva în față. Ceva, ceva, ceva. Hop. Da. Am cam speriat la faza aia.
Deci, oficial, eu mă întorc la suprafață. La suprafață. Suprafață. Sper că nu vă plictisesc chiar atât de tare. Cât de plictisit, sigur vă plictisesc. Vă plictisesc atât de tare încât am găsit Cooper. Vedeți? În halul ăsta de tare vă plictisesc. Încât am găsit Cooper. Bun. Hai, poate vă plictisesc mai tare și găsesc și niște diamond. Și nu știu ce mă mâncă pe mine în curs, cobor acolo. Și cred că asta o să-și fac. Bun. Avantajele în a avea costumnarea. Poți să-ți rup gâtul, dar nu pățești nimic. Acum știți ce ar fi tare? Să mă întorc frumos acasă și să văd cuariul ăla. Cum a ajuns deja în mine aici. Ua, mă, ua, 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 s-ar putea să-mi iasă șmecherie, s-ar putea să nu. S-ar putea să nu dau de absolut nimic, dar ce mai contează pe amar pură nana, băi. Cred că mai bine mă trag acasă, de altă dată m-am plictisit să minez. Da, ați auzit-o și pe asta, eu m-am plictisit de mine. Doar în episodul acesta. Mai încolo, poate, da, poate mai minez eu. Mamă, deci nu pot să cred, bă, săracul Peach. N-o să apară în vreo 3 episoade. Ne, nici chiar 3, că nu vorbesc eu de 45 de minute, da? Într-unul. Sau, hai, poate chiar 2. Sigur apare. Sigur. Dacă ține el tot așa. Totuși, asta e cea mai tare mină posibilă. Vă dați seama să găsiți o mină într-o mină într-o mină, adică un răvain într-un răvain care e un răvain. Fenomenal. Mă, ce aparat tot audio pe aici că mă stresează. Mă enervează. E imposibil. Să aud eu vreun aparat pe aici. Pentru că aparatele mele originale este la mama dracu. Și nu sunt sigur ce face. Ce mai stăni? Mamă, vină. Da, câți metri ai de mină? Ce? La câți metri de mine ești? 201. Stai că să te ajung din urmă. Da, așa că eu sunt la quarry pe aici. Uite unde... Mamă, ce m-am speriat. Am crezut că e laserul prima dată. Chiar dacă am zis, uite unde întrebe, am crezut că era laserul de la quarry, dar n-a ajuns. Stai, ziceai că ești la 200 și... Unde ești? Sunt pe la început, mă. La începutul mini, unde-i quarry-ul. Uite o lână. Păi să minăm iar aici, că am fost întrebat. Da, mă, da, te-a. De Dumnezeu. Opa! Lasă că ce ai auzit. Se taie la montaj. Cred.
Deci cine ai auzit în viața ta o mie de chestii? O mie. O mie? Ce a fost aici? A fost pentalioane! Pentalioane. Pentalioane de chestii. Nu-i așa? Deci imediat vin acum la tine. Pe unde ești? În mină? La quarry sau? Pentalioane. Ai zis medalioane sau ce ai zis? Am zis pentalioane. Medalioane, da. Pentalioane de medalioane, a? Pentalioane de medalioane.